cel mai mare oraș din Texas, locul unde 25 din cele 500 de companii din top 500 Forbes își au sediul, cele mai mari companii petroliere din lume și unele dintre cele mai bune centre medicale din lume. Houston, capitala energiei mondiale, este într-adevăr un oraș plin de energie, extrem de divers și extrem de mare. Este locul de unde NASA a transmis prima aselenizare, aici existând unul dintre cele mai mari centre spațiale din lume, celebru pentru Houston, we have a problem, Houston, avem o problemă, sau Houston, Tranquility Base here, Eagle has landed. Houston, aici baza Tranquility, vulturul a aterizat. Celebra frază rostită de astronautul Neil Armstrong. Aproape 2.500.000 de oameni numesc Houstonul acasă și aici se vorbesc mai mult de 90 de limbi. Orașul oferă multe oportunități și de aceea mulți români au venit în Houston, marea majoritate specialiști în industria petrolieră. Mulți dintre românii de aici au regăsit în Biserica Sfânta Maria Magdalena din Houston o parte din România și în Părintele Mirel Tudose un adevărat prieten și un foarte bun sfătuitor. Vin duminică de duminică la slujbă și ajută la organizarea evenimentelor ce îi aduc mai aproape pe români și îi fac să se simtă ca acasă, în România. Sunt Părintele Mirel Tudose, de la Biserica Sfânta Maria Magdalena, din Houston, Texas, îndepărtatul Texas, ca să spun așa. Am sosit aici cu data de 1 aprilie 2004. La vremea aceea, comunitatea românească din Houston era înființată de vreo 13-14 ani, dar oamenii erau destul de puțini, cei care veneau către o mică bisericuță. Activam pe vremea aceea într-un mobile home, într-o casă pe roți, mobile home, cum îi spun americanii, unde oamenii de aici amenajase o bisericuță cu icoane pe pereți, un mic altar și acela a fost începutul meu aici la Houston. Cu timpul am încercat să strâng comunitatea în jurul bisericii prin diverse activități și bisericești și social-administrative și încetul cu încetul am reușit ca un număr mic de oameni care eram la început să ne luăm curajul de a începe să zidim și să avem biserica noastră care să ne reprezinte din toate punctele de vedere. Astfel că în 2005, la un an și jumătate, biserica în care slujesc acum a devenit vie, sfințită de către înalt preasfințitul arhiepiscop Natanael împreună cu preasfințitul episcop Irineu și de atunci și până astăzi biserica a crescut din toate punctele de vedere, ajungând astăzi a avea un locaj de închinare de care toți suntem îndrăgostiți și iată după 12-13 ani de zile o vedem și împodobită cu o frumoasă pictură care s-a finalizat numai acum, înainte de sărbătoarele Sfintei Învierii. Sfintele sărbători de Paști în Houston nu diferă cu mult față de cele din România. Există o dorință comună a românilor din Houston de a-și păstra vii credința, obiceiurile și limba și de aceea, la orice sărbătoare sau eveniment, curtea bisericii devine neîncăpătoare. Credința, spune Părintele Mirel Tudose, este ceea ce ne ține sufletul viu. Cu ajutorul lui, mulți dintre români și-au găsit speranța și au rămas de atunci lângă biserică. Părintele Tudose a reușit, cu multe sacrificii și eforturi, să construiască biserici, să schimbe destine, să aducă mai aproape oameni, să păstreze vie limba română prin școala de duminică, să promoveze portul popular românesc prin ansamblul Ciobănașul și să păstreze în inimile românilor ce trec pragul bisericii sale, speranța. A reușit să-i facă pe românii din Houston să zâmbească și să se simtă ca acasă ori de câte ori organizează o slujbă sau un eveniment pentru comunitate. A reușit să unească și să ofere un refugiu spiritual oricui a avut nevoie. A reușit să aducă România atât de dragă tuturor în Houston, Texas, Statele Unite ale Americii. Pe scurt, Părintele Tudose a reușit.
comunitatea românească din Houston nu este foarte, foarte mare. Pentru a da un număr exact al românilor de aici este foarte greu, dar eu aș spune că suntem probabil în jur de 5.000 de români, dar dintre atunci cei 5.000 nu toți participă la activitățile bisericii, mă refer aici și la activitățile, la slujbele religioase, precum și la cele sociale. De obicei, la biserică, duminica, vin câte 80, 100, 100 ceva de persoane, iar în zilele de sărbători mari, Crăciun, Paște sau hramul bisericii, se adună la Sfânta Liturghie 200-300 de persoane. Celelalte evenimente pe care le organizăm, cum ar fi Festivalul Românesc sau picnicuri lunare, adună din când în când mult mai multe suflete de români la oaltă. Mă numesc Florin Adrian Ciobanu și sunt coregraful ansamblului folcloric Ciobănașul din Houston. A fost înființată în 2014, după aproximativ 2 ani de discuții cu domnul părinte Mirel Tudose. Am reușit să realizăm acest ansamblu. Dânsul este cel care ne susține zi cu zi, repetiție cu repetiție, spectacol cu spectacol. Dânsul este cel care ne aranjează toate spectacolele, toate promovările care le avem. Cum puteți vedea, avem costume tradiționale. Cu ajutorul dânsului am reușit acest lucru, care este foarte important. Încercăm să promovăm cultura, muzica, dansul popular românesc în comunitatea românească și, bineînțeles, în alte comunități din Houston, chiar din Texas. Avem spectacole care le facem la greci, în Austin, în Dallas, suntem invitați, încercăm să promovăm muzica și portul românesc. Bine ați venit la Houston! Sunt Valentin Vișinescu, președintele Consiliului Parohial al Bisericii Sfânta Maria Magdalena din Houston, Biserica Ortodoxă Românească. Suntem mândri că prin activitățile ansamblului Ciobănașul putem populariza tradițiile românești, portul, muzica românească și tot ce înseamnă România. Păsările cinutezi, la na 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 na, eu la tine mă gândesc. Mă numesc Diana Simona Constantinescu și am venit la Houston în aprilie 2014, într-o zi frumoasă ca asta, în Duminica Floriilor, și am avut așa un sentiment foarte puternic de acasă, ajungând în curtea bisericii la Sfânta Maria Magdalena, unde am avut plăcerea să-l întâlnesc pe părintele Mirel Tudose și odată cu el să descoper o mână de români cu suflet mare, ceea ce ne lipsește cu desăvârșire România, și atunci avem cu siguranță ceva în comun în afară de iubirea asta ce o purtăm către țară și dorul de țară îl acoperim cu venitul la biserică duminică de duminică. A fost o bucurie enormă pentru că vin după mai bine de 5 ani și jumătate aproape trăiți în Oman, în Middle East, undeva într-o zonă de musulmani, și rugăciunile noastre Dumnezeu le-a ascultat și ne-a îndreptat pașii către America, mai cu seamă Houston, unde am descoperit biserică românească, ceea ce este așa un alint pentru inimă, și am descoperit niște oameni minunați care mi-au dat prilejul să îmi aduc proprii copii la școala duminicală, și atât de mult mi-a plăcut încât am considerat că e bine să fiu voluntar pentru că au nevoie copiii noștri să nu uite de unde noi, părinții lor,
au plecat și de unde unii dintre copii s-au născut, România. Bine ați venit, dragilor! Este duminică și ca în fiecare duminică ne adunăm la biserică, la Sfânta Biserică a noastră, a tuturor. Și ce facem noi duminica la biserică? Ne întâlnim aici la școală și din școala duminicală am transformat-o în clubul prieteniei, da? Și acum vă rog ușor, toată lumea să ne ridicăm, să ne ținem de mânuțe, să facem un cerc și să spunem rugăciunea de început. George, tu te rog frumos să încep, că ești cel mai mare băiat dintre noi. Domnul nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și slava și puterea în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Am să vă rog, începând cu mine, să ne spunem fiecare numele. Pe mine mă cheamă Diana. Gabriela. Luca. Luca. Aiden. Aiden. Alin. Alin. Marcus. Marcus. Riana. Riana. George. George. Daria. Daria. Natalie. Ecaterina. Ecaterina. Iulia. Nicol. Nicol. Mimi. Ana Maria. Da. Andre. Andre. Alexandru. Alexandru. Nicol. Nicol. Maria. Maria. În America astăzi se sărbătorește Ziua Mamei și pentru că mi se pare așa ceva frumos și de suflet, am pregătit și eu pentru voi câteva poezioare scrise cu mulți, mulți ani în urmă de poeți care au trăit în România. A auzit cineva de Mihai Eminescu? Ai auzit de Mihai Eminescu? Da, de George Coșbuc. Mai știe cineva să-mi dea vreun nume de poet român? Mai există și Moldova, da? Oh, da, da. Moldova, da? Da, Moldova. Și acolo avem poeți. Cine? Ai vreo idee? Nu? Nu-i nimic? O să vă povestesc despre fiecare în parte. Dar pentru că este așa o zi importantă, cel puțin pentru sufletul meu, pentru că mama reprezintă iubire. Dacă n-ar fi fost mama, niciunul dintre noi n-am fi fost astăzi aici. Și mama, aveți idee cine este prima mamă? M-ar interesa din Biblie, dacă ai putea să-mi spui. Cine știe? Te rog, Marcus? Maica Domnului? Maica Domnului, exact! Acum, te rog, vreau să încep tu cu un cuvânt legat de mamă. E frumoasă? Frumoasă! Ne iubește? Ne iubește! Te rog, Marcus. Ne iubește? Ne iubește, da. Mama ne iubește pe toată lumea, așa este. Toate mamele sunt diferite? Absolut, toți oamenii sunt diferiți. Așa este. De ce crezi că mama ta este the best? Adică cea mai bună? Oare de ce credeți voi că mama voastră este cea mai bună? Te rog, Alex. A născut pe tine. Te-a născut pe tine. Te rog. Ne face mâncare. Ne face și mâncare. Mama noastră pune dragoste în mâncare și atunci e mai bună. Așa e și când te duci în România. Cine merge în România la vară? Oh, toată lumea mâna sus! Da? Deci asta este sentimentul când mergi acasă. Așa e și cu mama. Da? Toată lumea merge acasă pentru că acolo sunt rădăcinile noastre. De acolo ne tragem. De-aia vorbim în română. Ca să nu pierdem, chiar dacă suntem peste ocean, da? Vă mulțumesc frumos, vă doriți să aveți o duminică superbă. Nu uitați că am pregătit ceva acolo, o surpriză pentru mămici, ceva dulce și pentru voi. Și vă mulțumesc frumos că ați avut din nou plăcerea să ne întâlnim, da? Thank you. Școala duminicală este mai mult un club al prieteniei, pentru că îmi place să le spun copiilor că aici venim să ne împrietenim. Suntem o familie, suntem
cu toții ne cunoaștem între noi atât de bine încât ne și vizităm, dar important este că ne întâlnim la biserică și biserica înseamnă pentru noi Părintele Mirel. El ne leagă, El ne aduce fericirea și ne ține întotdeauna aproape și nu uităm să păstrăm tradițiile. Există de fiecare dată pentru noi 1 iunie, e o mare bucurie pentru că aici de fapt se ia vacanța copiilor, vacanța de vară pe 2 iunie și atunci e o mare sărbătoare unde copiii pot dansa, facem evenimente, chemăm bineînțeles părinții să le arătăm ce am lucrat peste an, avem clase de art and craft atâta timp cât ne putem permite. Avem în fiecare duminică o jumătate de oră, 45 de minute alocate pentru a împărtăși copiilor din ceea ce am învățat eu în școală, în România, și cred că e bine să transmitem mai departe despre poeții români, despre scriitorii români, despre cum se scrie corect românește. Și chiar dacă avem copii de la... băiețelul meu are 2 ani și 7 luni, dar avem cam de la 3 anișori până pe la vreo 14 copii la grupul prieteniei, sunt interesați, pun foarte multe întrebări, sunt dornici de a cunoaște și asta mă bucură, asta mă încântă. Mă face de fiecare dată să vin cu plăcere la biserică și într-adevăr să o faci cu sufletul deschis, pentru că în primul rând o facem pentru noi, investim în copiii noștri și mai frumos de atât nu știu să existe. Eu mai am și două fetițe, o fată are 12 ani și jumătate, cealaltă 11 ani și 4 luni și vreau să vă spun că, deși diferența este atât de mare, noi suntem aici o familie și toate astea au fost transmise prin puterea și înțelegerea și compasiunea pe care am primit-o de fiecare dată cu brațele deschise de la Părintele Mirel Tudose. Aici, în Statele Unite, bisericile se țin numai și numai cu ajutorul bănesc al românilor. Nu există niciun fel de sprijin din partea vreunui guvern american sau român, din partea vreunei episcopii sau altor asociații sau instituții. Știu că există un minister al românilor de pretutindeni. Am descoperit mai nou pe diferite site-uri faptul că acest minister este dispus să ajute comunitățile românești din afara granițelor țării. Din ceea ce ne privește pe noi, ca biserică în Houston, nu am apelat încă la serviciile lor, nu pentru că nu am avea nevoie, ci pentru că, repet, de-abia am descoperit această disponibilitate a guvernului din noi din țară pentru a ajuta și românii din afara granițelor țării. Sigur că ne-ar prinde bine o colaborare cu acest minister și un sprijin financiar, nu neapărat pentru activitățile religioase, ci pentru activitățile sociale în care arătăm și vrem să arătăm tuturor, nu numai românilor, tradițiile, cultura românească, bucătăria românească, portul și, așa cum am spus mai devreme, credința strămoșească. A fost o mare plăcere pentru mine când am ajuns pe tărâm american și am descoperit că odată intrând în această curte, de fapt am călcat parcă în România. Părintele Mirel Tudose are capacitatea de a-i face pe toți cei cu care intră în contact să se simtă ca acasă și asta datorită sufletului lui. Și atunci există foarte multe evenimente care încercăm să le legăm și să facem datorită voluntarilor, care suntem noi românii de aici. Încercăm să facem tot felul de evenimente, cum ar fi hramul Bisericii Sfânta Maria Magdalena, care anul acesta o să o ținem ca și festivitate pe 22 iulie. O să fie într-o sâmbătă și o să fie foarte multă lume, sperăm noi să sărbătorim cum se cuvine Biserica Românească din Houston. Și după care marele nostru eveniment al anului, în octombrie, pe 14, iar este o zi sfântă aleasă, Festivalul Românesc, la care se așteaptă cam 600 de oameni să vină. Suntem cu jocuri pentru copii,
în aer liber, suntem cu mici, cu tot ce ține de tradițiile românești. Avem dansurile populare de care suntem tare mândri și avem și de ce, pentru că avem ciobănașul printre noi, așa ne place nouă să spunem, ansamblului. Numele se trage de fapt și de drept chiar de la Florin Ciobanu, care este coordonatorul grupului nostru, un artist și jumătate, care se trage de la Cluj, mai avem niște clujeni printre noi. Părintele Mirel nu ne-a lăsat niciodată să uităm de unde am plecat și vreau să vă spun o istorioară foarte scurtă. Eram însărcinată, am născut în noiembrie 2014 și m-am trezit la ușă cu niște bătăi foarte puternice, așa, cu colinde românești și am rămas extrem de uimită că se pot ține colinde românești și aici, la Houston. Atât de tare mi-a plăcut că, bineînțeles, că am intrat și eu în corul bisericii și în continuare nu există an să nu ieșim și să facem acest eveniment așa pe sufletele noastre, a românilor. Asta este, după părerea mea, un mare plus pe care îl aduce Părintele Mirel. Este un om printre oameni, dar care reușește, așa cum vrea Dumnezeu, să ne apropie, să ne arate dragostea lui și să vide drag la biserică, nu că te împinge vecina sau te vede mai știu eu cine cum, probabil că se mai întâmplă și în România. Aici e o biserică, dar bună, așa pe sufletele noastre, că ne place, că suntem români. Sunt foarte mulți români în Houston, în jurul bisericii, care își oferă ajutorul, voluntariatul la diferite evenimente. N-aș dori să fac nominalizări de frică de a nu scăpa pe cineva dintre cei care ne sunt aproape și ne ajută de fiecare dată, dar tuturor celor care își oferă sprijinul, munca, banul, voluntariatul lor, le mulțumesc din tot sufletul și așa cum le transmit și lor de fiecare dată, personal, mă rog bunul Dumnezeu ca să le răsplătească întotdeauna dragostea, efortul și generozitatea lor. Din Houston, Texas sau de oriunde din afara țării, România se vede altfel. Românii simt și trăiesc altfel, dar nu au uitat niciodată de unde vin și unde trebuie să ajungă. În cele mai grele momente de-a lungul istoriei, românii au demonstrat că pot fi uniți, că se pot ajuta și că pot ține piept oricărui inamic. La anul se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. După 100 de ani să demonstrăm lumii că, dincolo de greutăți, distanță sau timp, oriunde am fi, știm să fim oameni și știm să fim români. Știm să iubim, să respectăm și să arătăm tuturor că nu suntem ceea ce vor alții să fim, că românii nu se identifică cu cei prezentați obsesiv la canalele de știri americane și nu numai. România a dat lumii genii și a contribuit substanțial la cultura și civilizația acestei lumi. România este altfel. Cu siguranță există români în Statele Unite sau oriunde în lume care au ceva de spus, care datorită unor motive care țin de felul nostru de a fi și de a ne promova numai non-valorile în aproape toate domeniile, dar mai ales în mass media, au ales să tacă. Noi suntem aici să vă dăm o voce, să arătăm românilor că oriunde am fi în lume vom reuși. Și la fel ca și Părintele Mirel Tudose, împreună cu toată comunitatea românească din Houston, să încercăm ca prin puterea exemplului și a dorinței de a construi, să oferim o speranță românilor și mai ales tinerilor români de oriunde. Din Houston, Texas, numai de bine!